Ideea mea de afacere este să ambalez anumite produse, cum ar fi ciocolată caldă, ceaiuri, frapeuri. Vreau să mă focusez pe businessul pe care l-am în prezent și pe care vreau să-l dezvolt. În momentan am 3 idei de afaceri. Până mâine trebuie să mă hotărăsc la una. Proiectul Startup Activator este un proiect finanțat din Fondul Social European prin programul Capital Uman. Este un proiect care se adresează viitorilor antreprenori, iar la acest proiect pot participa toate persoanele interesate să își deschidă o afacere în mediul urban. Aceștia pot fi angajați, pot fi antreprenori care au deja o firmă, pot fi șomeri, persoane inactive sau studenți. Eu fiind în domeniu specializat și în bucătărie internațională, m-am gândit la o șaormerie tip ceva grecesc. Businessul este relativ, eu consider, un business de nișă, în turism educațional pentru copii. A doua ar fi un laț de producție pentru produse tradiționale, cum ar fi dulcețuri și zacuscă și compoturi. A treia afacere ar fi un magazin, un gen de franciză aici în zona Neamțului, papuși de copii de calitate. Dacă ar fi să mă uit în la cei cu care am interacționat astăzi, aș putea spune că au fost participanți care provin dintr-un mediu în care antreprenoriatul este ceva natural, adică familiile din care provin au un business. Participanții care au experimentat deja acest antreprenoriat sau antreprenoriatul pentru că au deja o afacere, o afacere în care sunt implicați, în sensul în care dețin firma sau alături de partenerul de viață dezvoltă. Sunt persoane care au lucrat foarte mult în afara țării și au ales să revină în țară să dezvolte aici o afacere cu ajutorul cunoștințelor pe care ei le-au căpătat în afara țării. Un lucru care mă bucură, pentru că e important să vrei să faci acasă un lucru, un astfel de lucru. La fel sunt participanți care au ales să vină la curs pentru că nu au habar de afaceri și vor efectiv să învețe să-și facă o afacere, dar au curajul să spună că băi, vreau să încep ceva nou, e momentul cel mai bun și asta e un lucru important. Deci, practic, nivelul e diferit pentru fiecare dintre participanți. Am învățat structura unui business în mare, ce pași ar trebui urmăriți pentru a deveni pentru a face un plan de succes. Aici avem parte de traineri, avem parte de mentori în cadrul acestui program care ne vor ajuta să ne dezvoltăm pe parcursul aplicațiilor și a aplicațiilor practice. Și aceasta este o oportunitate extraordinară. Ce învață la aceste cursuri? Practic, în afară de construirea unui plan de afaceri, adică cum anume să culeagă informații, astfel încât să o așeze într-o formă, practic o să caut să aduc în portofoliul lor de competențe soft, adică de parte cum anume să abordeze provocările pe care le vor întâlni, provocări care pot să vină din partea angajaților pe care vor trebui să-i aducă în firmă, cum anume să analizeze volumul de informații pe care trebuie să-l gestioneze, cum anume să-și promoveze afacerea, pentru că e important ca o afacere odată făcută să nu stea într-un loc, să fie promovată, să fie cunoscută de cei care, de viitorii clienți. Practic, o să căutăm să surprindem mai multe fațete ale unui business, astfel încât atunci când pleacă de aici, doar planul de afaceri să fie o bucată din ceea ce ei vor obține. 75 cele mai bune planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare și vor primi 160.000 de lei. Această finanțare de 160.000 de lei este 100% nerambursabilă. Consider că dacă au făcut pasul să ajungă aici, deja au făcut mult din drum, deci sunt departe. Contează fiecare informație pe care o acumulează și ceea ce ne-am propus prin proiectul ăsta este să facilităm schimbul de informații. Sunt 28 de persoane și fiecare are o idee și fiecare idee va conta pentru fiecare dintre cei care vor fi aici.
zilele care vor urma, practic asta vom face. Vom lucra pe grupe, grupe care se vor schimba, astfel încât informațiile să circule cât mai mult. În perioada de față se fac înscrieri în cadrul proiectului, așa că dacă sunteți din Neamț, Bacău, Vaslui, Suceava, Iași și sau Botoșani, vă așteptăm pe site-ul www.startup-activator.ro ca să ne contactați.